Ploile din ultimele zile au pus mari probleme locuitorilor din comuna Milcov. Pârâul Urlătoarea, care străbate zona, s-a umflat și a distrus în totalitate podețul improvizat care desparte satul Milcov Vale în două, astfel că acum peste 60 de gospodării au rămas izolate. Sesizat de acest aspect, prefectul județului s-a deplasat astăzi la fața locului, cu atât mai mult cu cât oamenii sunt alarmați că nici ambulanța și nici echipajele de pompieri nu mai au acces în caz de necesitate. Este un pod temporar care a fost dezafectat datorită apelor mari. Mai mulți cetățeni, 60 de gospodării dincolo de acest pod, care nu pot circula în condiții corespunzătoare. În caz de situație de urgență, intervenția colegilor de la pompieri sau de la ambulanță e un pic mai dificilă pentru că trebuie să folosească un drum alternativ care nu asigură condițiile necesare de circulație. Primarul comunei dă vina pe vreme, pe timp și pe răutatea oamenilor. El spune că există un proiect pentru realizarea unui pod peste pârâu și lucrările chiar au început, însă din cauza vremii nefavorabile acestea au fost sistate. În plus, acesta precizează că există o rută alternativă spre partea de sat izolată, însă aceasta presupune un ocol de câțiva kilometri. Doar că nici localnicii și nici echipajele de intervenție nu au fost înștiințați de inaccesibilitatea vechiului drum. Soluțiile cele mai bune nu mi le dă nimeni să mă duc cu apa cu Urlătoarea direct în Olt. Mi-o cotește, mi-o bagă sub pod de cale ferată și apoi mi-o duce. Deci îmi duce apa rapial și o dată încolo. Nu e posibil. Dați-mi soluție să-mi dea bani de la apele române să mă duc cu apa direct în Olt. Domnul primar, dar dacă aveți un caz în partea cealaltă și trebuie să vină ambulanța... Se vede încolo pe baraj. E mai ușor. Nu este, mergem și filmăm. Treci doar cu asta mică, cu auto. Am rugămintea, dar mergem împreună. Mergem, nu-i problemă, mergem cu fiecare cu mașina. Da, fără problemă. Să mai treci pe partea de și nici. Nu, mergem fără problemă, domnule. Deci eu am sigur că mergem. Acum că vine ambulanța, hotărăște ambulanțierul dacă poate să treacă. Nu? Domn primar, știați de problemele care sunt aici și ce soluții aveți? Soluțiile se cunosc încă în 2015. Ce soluții? Adică ce s-a întâmplat? Ce știți dumneavoastră că s-a întâmplat și cum veți rezolva problema? Ultimele spui în urnete, că în viitura prea mare am dat drumul la un tub, la o țeavă, pentru scurgerea apii să nu ajung satul de Nicol din Vale. Când se va rezolva problema aici? Pentru că înțeleg că este rupt satul. Nu e rupt deloc, nu a afectat niciun piculeț satul. Deci chiar vreau să merg, facem o filmare acolo. Nu a afectat niciun piculeț satul acela. Niciun pic nu l-a afectat, nu avea cum să-l afecteze. Există rută ocolitoare? Da, cum să nu, și asfaltată. Și ambulanța, pompierii, da, știu de ruta asta? Mergem împreună. Solicităm să vedem la fața locului dacă vine sau nu vine. Deși în urma discuțiilor cu prefectul județului s-a găsit ca unică soluție amenajarea în cel mai scurt timp a unui podeț de compromis până la finalizarea lucrărilor la podul cel nou, primarul comunei are rețineri, pentru că, spune el, dacă ploile abundente vor continua, podețul improvizat va fi distrus și apele vor năvăli în gospodării, lucru care se poate întâmpla însă și acum, pentru că, oricum, nu mai există niciun podeț.